Păi ce faceți, mă? Nu trebuia să ne treziți? Am zis că la 8 suntem jos. Ce boschet. Ora 9:30. Ne aflăm la capăt de Lepșa, la intrarea în Cheile Tișiței. Planul e 4 zile în Vrancea, să discutăm. Trebuie să faceți undeva dreapta, încoace așa. Și să ieșim direct așa, să la bucla asta. Da, să ieșiți aici, dar dacă ați ajuns la Hârtanu, eu zic că vă complicați, că nu știți. Da. Dacă ați ajuns la Hârtanu, urcați în Mușatul și de la Mușatul, tata, te duci, vii numai la vale până în asfalt. Așa. Deci e simplu, ți-i culmea. Să trăiți zi bună! Și am început, e ora 10, Cheile Tișiței, Parcul Natural, Putna Vrancea. Ne așteaptă vreo 65 de kilometri, e sâmbătă și luni am vrea să ne întoarcem în Greșu, fără să mai dăm Greșu. Așa că atenție! Frumos pe aici. La început de chei. Lupii la greu? Nici nu știu ce aș alege. Lupul sau ursul. Că nu-i bine niciun fel. În niciun caz ursoaică. S-a mai înnorat. Sperăm să nu vă luăm prea tare. Mai avem 8,5 km. Ce frumos e pe aici. E soare, nu e multă lume, păsărele ciripesc. Ce tare! Man. Spompită în stâncă. Ești nebun. 1:07 și am ajuns la cel mai mare tunel. Man. Ce nebunie! E tunelul ăsta aici nebun. Să vedem lumina de la capătul tunelului. Așa, frate, vedem și noi ceva. Îl luam numai prin pietre. Ne rupeam picioarele pe aici, dacă nu stăteam asta. Marfă rău. Da. De aici ar trebui să fie hardcore? Da. Periculos, ca să nu plouă. Avem o mică pauză și acum coborâm. Să vedem pe unde trecem râul. Da, va trebui să trecem pe undeva. Așa? Aici așa. Căutăm și noi locul cel mai bun de trecut. Poate nu ne descălțăm. Păi ea tot încearcă, tot încearcă, dar n-ai cum, fără să te uiți. Bă, ce, bă, nu! Dacă are încredere.
Bam! Bam! Frumos! Hai că reușit, Shaggy. Vodă s-a descălțat. Melvin urmează și el. Ce m-ar fi pe aici pe sus? Sunt hipnotizat de locul ăsta, așa. Aici e lijer descălțat. Nu prea sunt soluții, trebuie să te descalți. Să ai vrea să facă nebunie. Crezi că sar până la aia? Hai că trebuie să-l trecem ea. Fii puțin așa se pare. Forță! Pirații râului! Da, deci traseul era mai în spate. Da, cu două treceri de râu mai în spate. O să ne încercăm pe aici. Și a văzut Shaggy mai în față, un drum care poate ne-ar intersecta nouă traseul, care e undeva sus. Cam adânc? Mamă, ce nebunie! Da, cred că ne întoarcem. Aia e! Măcar a fost frumos aici. Fie lecție de minte pentru toată lumea, luați-o pe traseu. Da, mai ales pe chei. Mai ales pe chei. Am ajuns înapoi. Bam! Destroyed! 3:20 și ne-am întors aici unde credem noi că am pierdut traseul. În polo, așa. Îi pare, da, uite la acolo. Ce, marcaj? Da, da, da. De marcaj? Da. Trebuie un roșu pe copac mai sus. A fost blan rău până aici, dar de aici urcare distrugătoare. Nu se aștepta nimeni. Vai, ce urcare. Cum te duci dacă te duci? E greu rău. Cred că e cea mai abruptă pantă pe care am urcat-o vreodată. Nici nu mi-amintesc altă mai. 4 fără 5. Mai avem în jur de 3 km. 600-700 până la refugiu. Gata, mă, coborâm. Blan! Chiar e lux pe aici. Poate așa e menit traseul să fie. Să urci dificilul, să cobor mai lejer. Haide, băieții, că e ultima. Scăpăm de râu și dăm de urs. Ia uite, e zona lui. Patru patruzeci, să mai stăm și noi un pic. Cam pe aici ne luăm adio de la cheile Teșiței. Lasă ce zic ăștia, kilometri mai sunt puțin. Da. Păi, aia e. 3:30 suntem acolo. E 5:10. Cum părăsim râul, iarăși o urcare de-aia. De-aia nenorocită pe frunze. Abruptă, au! Bă, măcar traseul e foarte bine marcat.
toate că ne-am pierdut atunci pe chei. Dar aici în pădure e marcat foarte des. 7 fără 20, tot urcăm. Suntem toți frânți. Da, o să merit. Merit oricum. Și așa rup cum sunt. Low. Ce nu se pasă pe relin. Nu, că suntem ok cu copaci. Grindina. Deodată. Ploaie și grindina. Pe ultimii 600 de metri. Până la Poiana. Am înțeles, îi mai dă o tură. Aplauze pentru așa vreme. Oh. Nu mai pot, nu mai vreau. Sper că ne așteaptă mega refugiu curat, nou, spațios. Suntem și noi la o pauză mică, 7:30. Ne afrânt urcarea asta. Mai avem vreo 100 și ceva de metri. Până ieșim din pădure, urmăm caută refugiu. Acum parcă ieșim din pădure. Uite brazi. Brazi mari, falnici. Ursule! Unde e refugiu? Uite, până avizrem. 20 de minute. Am găsit, oaolo! L-am văzut pe refugiu de la distanță. Are lumină de semnalizare, caz de ceață. E ce trebuie, adică. Bă, cât de bine că am ajuns. Lux! E blană acolo? Da, e super tare. Urci niște scări și e... Nu zic. E căsuță în copac, așa. Aici cred că e locul de petrecăraie și sus se doarme. Bam! Da. Gata, mă, ne-am instalat în camera asta șmecheră. Avem chiar și lumânări. Asta e seara pe care o meritam. Afară încă plouă. Foarte bun refugiu ăsta. Ce bine că l-am găsit. Dorm. Afară ninge. Man! Azi noapte nu era așa. Bam! Ce frumos ninge, bă, băiat. Scrie shelter, rădăcini. Da, te abaci. Nu sunt poze cu el, sot. Nu găsesc nici scris. Sunăm la Salvamont și întrebăm. Tu mori și-ți bagă melodia asta. Bună dimineața. Sunt și eu curios de o chestie legată de cantonul Silvic Rădăcini. Este deschis? Rădăcini, da. Păi noi suntem acum la refugiu Vidreni și ne gândeam că ajungem la Lăcăuți. Dar a început să ningă și ne gândeam că poate nu mai ajungem la Lăcăuți. Este unul și au atișiței? Da. Știm ca traseu, doar că nu știam gând ce. A, e bine. Deci da, e. Perfect, mulțumim. Deja nu mai ninge afară. Până unde-i dă, mă? Și au atișiței? Da, la refugiu din Șaua Tișiței. A nici ceva. Și trebuie să urcăm ce am coborât aseară, de la ultima așa. Plecăm de la stâna refugiu Vidreni, 11 km până la Șaua Tișiței. Și acum să urcăm dealul ăsta, pe care l-am coborât aseară atât de fericiți că găsim refugiu. Thank you.
plimbăm noi pe aici, în sălbăticia asta. Mare. Da. Nu mai e zăpada așa mare. Ne mișcăm mult mai bine. Sperăm să ajungem pe lumină. Da, mă îndoiesc. Stai și fluieri ca nebunul în pădure. O să fii tu acasă. Ursule! 3-4 ore. 3-4 ore. Păi 4 acum, deci la 8 jumate. Pardon. Ah, panta vieții. Oricum nimic comparativ cu ce făceam ieri. Ora 6. Tot prin pădure. Mai urcăm, mai coborâm. În jur de 4 km. Cam atât mai avem până la cantonul magic. Unde e direct sobă. Clar. Ah, e mai frig. Se lasă seara în curând. Tot urcăm. Mai avem vreo 3 km și un pic. Un post pe dedesubt. Și peisaj de final de zi, așa. Avem vreo 2 km până la canton. Ajungem pe lumină. Ce culori! Ușor se lasă noaptea. Măcar traseul e bun. Nu trebuie să-l căutăm des. Coborăm. Mai avem mult. Bă, men, clădirea aia ce? Sunt așa de taie lemne. Asta e, o? Pare lux? Dacă nu punem furtul în noroi aici. Sobă, chiar avem sobiță. Era seama ucitorești. Mamă, ce jire. Am reușit să ne instalăm și noi. Și cu focul. Ora 10:30. Târziuț. Și trebuie să fie cald aici. Opt fără un pic. Am trezit. Și la 9 plecăm. Da. M-am stabilit. Suntem la cantonul AA. În Șaua Tișiței. Ne pregătim să plecăm. Frig rău. Da. Ger de ăla liniștit. Hai, mergem. Hai. Altceva pe drum, a? Fără vegetație. Am mai intrat în pădure, am mai ieșit în drum. Urmă înapoi în pădure. Ne mișcăm bine. Tot urcăm, am mult mai domol. Cam povește așa pe aici. Și că de-abia s-a așternut iarna.
marcaj, cel cu roșu, până în Greșu. Zăpadă fix aici, pe final. Mă rog, final. Mai avem 16 km, da. După zăpada mare vine Nămolul. Și o grămadă de mers pe el. Mamă, ce bă! Destroyed! Deja poți să mergi prin baltă, Shaggy. Tot mergem paralel cu traseul, cu drumul ăsta. Forestier nemarcat. Gata, m-am dat în el. Eram pe el. Eram pe el sau eram pădure? Credeam că vin din pădure, din dreapta. Mă bucur că nu mai e așa noroios. Mișcăm și noi mai cu talent. Nu! Lava cake. Și asta e partea aia lungă în care coborâm, dăm un drum și tot mergem. Mai avem o groază de kilometri. Ia uite un pământ uscat în sfârșit. Putem să stăm și noi. Stăm aici la uscat? Mai avem 13, nu? Uh-huh. 13.5. Și câte ceasul? 2. Dăm și de primele urme avansate de civilizație. Distrugătorii pădurii. E clar că am ajuns, că avem timp de d-astea. Bă, dar cât mai mergem prin băltocile astea? Zice pe GPS cât mai e baltă? I-am tot dat tare aici. Mă rog, nu s-a putut. Nu erau bălți. Ba, l-a luat. E alba. 4. Ce ai zis, mă? Spune-i pădurea, da. Da, ne ajut și până când e cazul. Ma. Am ajuns la drum. La șosea. 6 și un sfert. De data asta n-am mai dat greșeală. Îl dăm, da. Într-un final. Da, cu intenții. Și la final o porție zdravănă de asfalt. Aoleu, cum se simte. Am ajuns în Greș. Încă un kilometru și ajungem la cazare. Gata, mă. Am ajuns la motel, înapoi. Oh. Am avut mare noroc să ne ia cineva
Și acum ne îndreptăm spre mașină. Ce faci, câine? Cam târziu, trebuie să vii la început de traseu.